de pe acea linie. Balonul îl lovește în spate. Da, într-adevăr, este hands. A jucat fără dubii hands. Și este roșu, într-adevăr. Aceasta este decizia corectă. A ajutat Robert Avram la această fază de arbitrul asistent 2. Foarte bine a intervenit arbitrul asistent 2. Aceasta este decizia corectă. Nedeljković vede direct cartonașul roșu pentru că portarul echipei gazdă și-a creat avantaj, a lovit balonul cu palmele în afara careului la o fază iminentă de gol pentru adversar. Este eliminare și lovitură liberă directă pentru Rapid București. Ovidiu Herea cu greu liniștit, capitanul echipei gazdă, dar degeaba se supără Ovidiu Herea pentru că Robert Avram a procedat corect, din păcate pentru el fiind departe de fază. Se creează, iată, această tensiune. Ulterior a ajutat centralul Avram de arbitrul asistent. Apare și decizia corectă, numai că într-o astfel de situație, când arbitrul nu ia decizia din prima, riscă să creeze aceste tensiuni suplimentare și apare, evident, și alte cartonașe galbene. Este una dintre problemele mari ale arbitrajului, în general, nu doar în România. Este așadar minutul 13, chiar 14. Din minutul 13, Metaloglobus va evolua în inferioritate numerică, va apărea prima schimbare. Portarul Cristi Nedeljković a fost eliminat, va intra rezerva. George Gavrilaș în locul lui Cristi Nedeljković și va trebui Metaloglobus să facă față aproape 78 de minute în inferioritate numerică. Gavrilaș intră pe teren sacrificat Alexandru Ciocâlteu. Ce început de meci avem la Chiajna între Metaloglobus și Rapid București cu formația gazdă în inferioritate numerică din minutul 13 când Cristi Nedeljković a fost eliminat abia după discuția dintre cei doi arbitri. Inițial a primit cartonașul galben la un contraatac al Rapidului. Echipa pentru care Cristea a încercat să-l lobeze pe Nedeljković, portarul titular al gazdelor, a jucat balonul cu mâna în afara careului. A văzut inițial galben, ulterior cartonașul roșu, a plecat la vestiare. Și urmează acest moment important al partidei, cu Rapid București, în minutul 15, aproape să deschidă scorul pe tabela de marcaj. George Gavrilaș nu se aștepta să intre pe teren, o face acum și este prima intervenție. Este genul de intervenție de care orice portar are nevoie, mai ales în situația în care se află Gavrilaș intrat pe teren. Iată, revedem execuția plasată pe care a avut-o acolo Facundo Piris pentru Giuleșteni. Lovitură de la colțul terenului, minutul la prima bară. Un balon deviat de Rareș Lazăr, o minge însă care